Cred că până acum nu a generat niciun proiect mare și nu sunt șanse să finalizeze proiectele care au fost începute în administrația trecută. Mă refer la Spitalul Regional, în primul rând. Și eu spuneam, adică întrebam pe domnul Mobilă dacă are finanțare. Are finanțare. La noi, la Brașov, nu mai se discută. Proiecte mari nu sunt generate. Actualului primar i-aș recomanda să intre într-o colaborare cu președintele Consiliului Județean pentru a rezolva problema Spitalului Regional, să aibă finanțare. Și eu cred că Parlamentul a făcut o mare greșeală. Și ultima dată când s-au pronunțat pentru legea privind Spitalul Regional, că au trecut acolo Spital Regional. E o mare piedică în asigurarea finanțării. Eu cred că dacă trecea acolo un spital clinic de urgență, putea să fie început în acest moment. Fiind spital regional, va fi foarte greu să găsești finanța. Vă mulțumesc!